două prezențe în Cupa României pentru Rădulescu. Atenție! Gol! Superb! Marcat de Huja! Se face 2-2, minutul 63. Foarte bine, foarte bine. Marian Huja intuiește, vine la întâlnirea cu acel balon pe care le reia. Un procedeu foarte greu. Marian Huja, un fotbalist asupra căruia cu siguranță din staful lui Edi Iordănescu sunt care îl urmăresc. Și n-ar fi rău. Huja, superb, letal, am putea spune letal pe această execuție. Bine, la cum se apără Șepși aici, eșalon 4, nu discutăm acest detaliu. De nepermis, Darius Oroian era prin peluză. Inacceptabil. Este 2-2, minutul 64 între timp. Golul de 2-2 marcat de Marian Huja. Un jucător care a știut să sufere, care a avut forță să revină după acea accidentare și ce revenire cu gol în acel meci cu Craiova. Iată, Huja își pune amprenta și în această seară, într-un moment greu al acestei partide din etapa a treia în Cupa României pentru Petrolul. Este un moment în care Marian Huja este trimis în afara terenului pentru că sângerează.